Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au efectuat 17 misiuni în ultimele 3 zile. Aceștia au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, deblocarea ușii unui apartament, dar și pentru asigurarea transportului de apă menajeră în localitatea Bobaița. În cursul zilei de miercuri 7 iulie, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 3 incendii care s-au manifestat pe raza localităților Jiana, Pătulele și Gogoșu. Pentru localizarea și lichidarea incendiilor au acționat echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare. În ultimele 3 zile, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 11 incendii izbucnite la vegetație uscată, care s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare de teren, cuprinzând și circa 10 hectare de cultură de grâu, dar și 4 hectare de miriște. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii, ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, le reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. Totodată, aceștia trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Primul incendiu a izbucnit în localitatea Ciorobăreni, unde flăcările au cuprins circa 6 hectare de vegetație uscată. După o oră de la încheierea intervenției, pompierii au acționat în localitatea Pătulele pentru stingerea unui alt incendiu, care s-a manifestat la circa 10 hectare de cultură de grâu, circa 4 hectare de miriște și circa 2 hectare de vegetație uscată. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea focului deschis.